Asemenea tuturor artiștilor și Ion Chirinciuc, mult mai cunoscut după numele de scenă Vanotech, petrece timpul cu familia în această perioadă. Face teme, dar și compune în micul studio amenajat la mansardă. Îi lipsesc evident concertele, dar și publicul. Vă reamintim faptul că Tell Me Who, cea mai cunoscută piesă a artistului, a strâns peste 13 milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa a fost licențiată la o mare casă de discuri din Statele Unite ale Americii și a ajuns până pe locul 2 în topurile muzicale din Rusia. Ești în curte, acasă. Stăteam cu copiii și îi ajutam la teme, ca să-și facă temele. În perioada asta am avut mai mult timp ca să mă ocup de ei, să zic așa. Și sunt bucuros de chestia asta. Pe cel mic îl învăț să fac adunarea, care este în grupa mare la grădiniță, și scăderea. Cel mai mare se descurcă un pic mai bine. Cum te știe lumea? Cum te știe? Că nici nu știu cum să-ți spun. După numele de scenă... Toată lumea zice Vanu, dar majoritatea mă cunosc pe Vanotech. Ce ai făcut în perioada asta din punct de vedere muzical? Ai mai compus? Da, am lucrat de acasă. Am amenajat o cameră unde spus stau mai liniștit la mansardă și am lucrat de acolo. Am mai făcut treburi administrative pe care n-aveam timp să le fac în trecut. Mi-am mai căutat voce, am mai scris mail-uri la persoane de afară. Pleci în afară? Ai planuri, ceva? Planuri sunt, să vedem acum ce se și concretizează. Oricum, în trecut am avut, înainte de pandemie, am avut concerte doar în străinătate. Acum, anul ăsta, să vedem cum se retrag restricțiile și care vor fi următorii pași. Eu întotdeauna mi-am dorit să fac muzică ca în afară, adică să sune muzica mea internațională, să nu ne limităm doar la spațiul ăsta română-balcanic. La piesa cu Eneli, câtă lume nu a crezut că voi sunteți români? Majoritatea, ca și la restul piesilor, adică nu și-au imaginat niciodată că muzica este făcută în România. Piesa cu Vanotech a făcut furori, da? De mai bine de 2 ani, nu? Da. Ați fost number one? Da, de fapt noi avem 4 piese împreună. Am compus 4 piese pentru primului album, chiar înainte să plec în Londra, și 2 dintre ele au avut, să zic așa, un succes mai mare decât restul, respectiv Tell Me Who și Back to Me. Și mă bucur foarte tare. Nu spun eu că este muzică de calitate, dar consider că, adică eu sunt foarte mândră de ceea ce am făcut împreună cu Vanotech și cred că și oamenii apreciază și au apreciat.